Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la știri. Se fac declarații la Parlament. Mergem să-l ascultăm pe Marcel Ciolacu. A existat o mărire a pensiilor, a existat și un ajutor one-off pe luna ianuarie. Haideți să depășim, cred, cel mai important pentru toți este să depășim această criză energetică și să găsim, dacă am găsit pe termen scurt, pe aceste două luni, o anumite măsuri, să venim în continuare cu niște măsuri predictibile, cu perioadă medie de timp și cu o perioadă lungă. În acest moment am stabilit ieri și cu primul ministru și cu colegii din coaliție să facem un grup de lucru normal pe lângă primul ministru, împreună cu ministrul de resort și cu specialiștii din toate partidele care formează această coaliție, și la următoare ședință de coaliție să discutăm concret pe anumite propuneri, inclusiv cei de la ANRE să participe la acest grup de lucru. Cred că este forma cea mai corectă și cea mai profesionistă de abordare a acestei probleme, repet, cea mai importantă problemă pe care o avem cu toți românii și atât în zona privată, dar și în zona industriei românești. Partidul Social Democrat rămâne în continuare susținătorul ideii de reglementare a pieței energiei sau să te deschizi și la alte soluții? Sunt două componente. Vedem și alte abordări din țări membre ale Uniunii Europene și am văzut și abordări curajoase în ceea ce privește reglementarea, cel puțin în zona casnică și a IMM-urilor. Aici la IMM-uri să mergem pe zona de mijlocii cu 10 milioane cu cifra de afaceri și până la 50 de angajați. Și pe zona de industrie cu scheme de ajutor prin ministerele de resort. Vă întreb puțin referitor la coaliție, la alimente, domnule Ciolacu, pentru că... Am avut o discuție, eu o să continui aceste zile să am discuții atât cu producătorii cât și cu reprezentanții hipermarketurilor, să venim cu o soluție cât mai ușoară și cât mai accesibilă. Am văzut ce a ieșit, că revenim la raționalizări, la cupoane, este exclus așa ceva, dar statul trebuie să ia anumite măsuri să nu devină unii să speculeze această lege. Este ceva cât se poate de normal. Intrăm în aceeași logică convenită ieri, unde vom constitui, sau deja primul ministru va constitui un grup de lucru și acolo vom veni cu o propunere concretă în coaliție. Despre plafonarea prețurilor la produsele de bază, în timp ce liberalii susțin că ar trebui să fie plafonate prețurile la toate produsele, nu doar cele de bază. Cum vedeți? Aceste lucruri, aceste declarații, am văzut că s-au întâmplat înaintea ședinței de coaliție de ieri. Între timp, venim cu toții în aceeași logică și acum efectul scumpirilor la produsele de bază sunt efectele scumpirilor în energie. Haideți să vedem, să acționăm asupra cauzei și pe urmă să le luăm gradual și să acționăm în primul și primul rând în zona de energie. Nu am putea vedea această măsură legată de alimente înainte de a se lua măsurile privind energia de la 1 aprilie. Păi nu, deja măsuri pe energie le vedem. De la 1 aprilie încolo, eu nu doresc să le anunțe primul ministru pe data de 1 aprilie. Deja ele să fie predictive pentru toată lumea și să știm exact cu ce avem. Se merge concomitent. Eu am plecat de la cauză. Cauza rămâne în continuare scumpirile din energie. Haideți să acționăm la cauză și să vedem dacă se mai impune o plafonare la prețurile de bază, dacă ele mai crește prețul și așa mai departe. Avem, știți foarte bine că avem și un trend nu tocmai prielnic pentru noi toți în ceea ce privește inflația. Aceste măsuri încercăm să le luăm astfel încât să se echilibreze acest lucru și să stopăm această creștere a inflației,
Altfel, o creștere a inflației în toată Europa, nu numai în România. Deci sunt foarte multe măsuri de luat, dar sunt ferm. Ele nu le iau, nu le ia nici PSD-ul, nici PNL-ul separat. Aceste măsuri se iau în coaliție și, nu în ultimul rând, se iau la nivelul guvernului. Dacă s-ar ajunge la o astfel de măsură de plafonare a prețului la alimente, această măsură ar putea fi limitată în timp, de exemplu, la 6 luni maxim? Categoric. Deci tot astfel de măsuri le iei în cadrul legal, și în cadrul legal nu pot fi decât limitate pe o perioadă de timp, fiindcă altfel intervenim într-o piață liberă pe care ne-am dorit-o cu toții, că dacă dorim să trăim. Dacă dorim să ne întoarcem, eu nu îmi doresc să mă întorc la comunism. Dacă această criză continuă după 6 luni, este, la ce măsuri suplimentare vă gândiți? Nu, nu, legea e permisibilă, e 6 luni cu 3 luni maximum. Am văzut deja un precedent creat la nivelul Comisiei Europene de către Franța, care a mers cu reglementarea la prețurile carnice la energie, după cum bine știți, pe un an de zile. Deci, haideți să rămânem în zona. Eu mă bucur că ieri la coaliție cu toții am intrat într-o zonă profesionistă de lucru și vom lucra cum este normal, repet, pe lângă primul ministru, să facă aceste echipe de lucru pe fiecare domeniu în parte și să e pe domeniul de achiziții publice. S-au discutat foarte multe ieri și concret și sunt ferm convins și astăzi o să mai avem discuții, cel puțin eu cu domnul prim-ministru, sunt ferm convins că și domnul Florin Câțu, să ne facem, să începem să creionăm acest program și să venim în așteptarea românilor cu soluții și să nu căutăm să găsim lucrurile care ne este exact în privința acelui proiectul reformatenților. Noastră ați fi de acord, pentru că s-a discutat foarte mult în spațiu public, ca pensionarii să aibă această posibilitate de a... Plecăm de la drepturile fundamentale. Dreptul meu fundamental este de a munci. Dreptul, de asemenea, un drept fundamental de a avea pensii. Nu cred că această, în aceeași lege, să venim și cu restricționarea veniturilor, nu vorbim de pensie, că eu doresc să mă pensionez anticipat. Este o abordare. Când te pensionezi anticipat, ai pensie și, pormă, vrei tot la stat, în același loc de muncă, să ai și salariu. Nu știu cât de corect este. Nu știu cât de corect este să restricționez eu până la ce vârstă ai dreptul. Poate unii doresc să muncească și peste 70 de ani, până la 70 de ani. Deci intrăm într-o zonă și într-o discuție un pic neclară, mai ales că a fost pusă, pusă la pachet. Vrea să muncească până la 70 de ani, nu mai ia pensie la 60. Nu se discută. A vorbit Marcel Ciolacu la Parlament despre nevoia adoptării unor măsuri pentru a controla criza energetică. Urmează propuneri în cadrul unui grup de lucru la care vor participa principalii actori implicați în acest sector, inclusiv Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul energiei. Pe de altă parte, guvernanții nu exclud plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Pe surse, acest lucru i-a avut în vedere, numai că întreg procesul ar putea fi unul de durată și extrem de complicat din cauza detaliilor tehnice. Și aici președintele PSD a spus că urmează discuții cu hipermarketurile. Continuăm și cu alte subiecte. Un băiețel de 2 ani se zbate între viață și moarte la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Din primele informații, el a ajuns în această dimineață la spital în stare critică, cu multiple contuzii vechi și noi și cu hematoame cerebrale. Constatările medicilor ar indica faptul că părinții acestuia l-ar fi bătut. Discutăm despre acest caz chiar acum cu Alin Belu, managerul Spitalului Sfânta Maria din Iași. Bună ziua! Bună ziua! Alina Belu. Doamna Belu, ce date noi aveți despre starea acestui copil? Starea pacientului rămâne critică. Prezintă necroză fesieră, în zona fesieră, multiple traumatisme. Prezintă fracturi vechi și noi, traumatism craniocerebral, hemoragie intracerebrală, este ventilat mecanic. Există o explicație oficială pentru care copilul ar fi ajuns în această stare în spital? Nu, noi am constatat doar traumatismele copilului, au venit organele de anchetă, urmează a fi anchetat cazul pentru a se clarifica
cine a produs aceste traumatisme sau ce a produs aceste traumatisme majore asupra copilului. Bun, dar care e contextul în care copilul a ajuns la spital? Presupun că l-a adus cineva, nu? Nu, noi l-am trimis prin transfer de la spitalul de neurochirurgie pentru că a ajuns întâi ca și prezentare în UPU, spitalul de neurochirurgie din Iași pentru traumatism craniocerebral și comă gradul 4. După care, după investigații, având în vedere că nu a fost procedată nicio intervenție neurochirurgicală, a fost transferat către terapie intensivă din cadrul Spitalului de Copii Sfânta Maria din Iași. În acest moment, starea lui e la fel de gravă? Rămâne critică. Vă mulțumesc. Este un pacient ventilat mecanic. Vă mulțumesc, Alina Abelu, managerul Spitalului Sfânta Maria din Iași. Au apărut noi date în cazul accidentului care a șocat România. Polițistul care a ucis o fetiță pe trecerea de pietoni și a rănit grav un altul va fi supus testului poligraf. Totodată, fetița rănită în accident va fi audiată acasă, fiind admisă și solicitarea privind depunerea planului de acțiune pentru a se vedea unde mergea polițistul. Știe mai multe colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Bună ziua, Liliana! Când va fi testat poligraf polițistul? Bună ziua, acest procedeu va avea loc cel mai probabil săptămâna viitoare. Astăzi, procurorii au acceptat solicitările făcute de avocatul familiei Raisei, Adrian Cuculis, cu privire la testul poligraf. De altfel, testul poligraf, cunoscut în limbaj popular ca detectorul de minciuni, nu este o probă certă într-un proces penal, însă acest procedeu poate da o linie cu privire la sinceritatea sau nesinceritatea persoanei inculpate. De altfel, acest procedeu nu poate fi făcut decât cu acceptul expres al persoanei respective. Așadar, polițistul cel mai probabil și-a dat acceptul pentru a participa la acest procedeu judiciar, iar săptămâna viitoare cel mai probabil va fi supus acestui test, având în vedere că în cadrul audierilor el nu a adus toate lămuririle cu privire la producerea accidentului, a recunoscut faptul că nu se afla în misiune și că avea o viteză destul de mare, însă nu a spus cu exactitate unde se îndrepta cu mașina poliției, fiind anumite zvonuri conform cărora el ar fi mers către un restaurant. De altfel, a fost testat, însă nu a fost descoperit ca fiind consumând băuturi alcoolice sau droguri înainte de producerea accidentului. Totodată a fost aprobată de către procuror și solicitarea audierei Marinei, cealaltă fetiță accidentată grav pe trecerea de pietoni și care a stat internată circa 10 zile în spital. Acest procedeu va avea loc la domiciliul fetiței în prezența părinților și a unui psiholog, având în vedere că are doar 11 ani și că deocamdată se află încă sub șocul acelui accident groaznic petrecut pe data de 13 ianuarie în sectorul 1 din capitală. Între timp, polițistul se prezintă la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul, având în vedere că se află sub control judiciar și urmează de asemenea ca după supunerea sa la detectorul de minciuni să fie din nou audiat. Asta vom vedea dacă a disimulat ce le-a declarat în cadrul anchetei sau dacă a fost sincer. Mulțumesc, Liliana! PNL pare să renunțe la creșterea vârstei de pensionare. Liderul liberal Florin Cîțu susține că inițiativa este opțională, dar că aceasta ar ajuta bugetul în cazul în care există pensionari care doresc să se întoarcă la locul de muncă. În PNL nu este vorba doar despre creșterea pensiilor. De fapt, nu este despre asta în PNL. Dacă era vorba doar de creșterea pensiilor, nici nu puneam în PNL, luam un Excel, făceam acolo un tabel și vedeam cu cât cresc pensiile și gata, mergeam toți acasă. PNRR-ul este despre reformă a sistemului de pensii. Asta înseamnă că avem nevoie de
legislație separată pentru pensiile care sunt pensiile militare, etc. Câțu este de părere că țara are nevoie de un sistem de pensii sustenabil, care să implice penalizarea celor care ies la pensie anticipat și încurajarea celor care doresc să continue munca și după pensionare. În contextul în care PSD nu este de acord cu majorarea vârstei de pensionare, liderul PNL a ținut să precizeze că de fapt este vorba despre posibilitatea ca oamenii să lucreze voluntar după ce ies la pensie. Acesta a mai adăugat că doar guvernul este cel care poate oferi soluții reale în ceea ce este numit sistemul de pensii. Era vorba de voluntar. Dacă cineva vrea să mai lucreze și să contribuie și în felul acesta să contribuie la să aibă o pensie mai mare, pentru că se creează un sistem de motivare, deci dacă lucrezi, statul contribuie, te ajută la contribuție și atunci vei avea o pensie mai mare. Era un sistem voluntar, nu un sistem obligatoriu. De ce discuții? Nu este ceva la care ținem foarte mult. Dacă se crede că nu este nevoie de așa ceva, deși ar ajuta bugetul. Pești bune de la guvern, în urma valului de plângeri venite de la primării, ministrul Cheche Otilo a aprobat repartizarea către bugetele locale a celei de-a doua tranșe din subvenția de compensare a costurilor legate de achiziția gazelor naturale. Despre ce sume este vorba și ce primării vor primi acești bani? Ne spune Irina Codreanu. Bună ziua, Irina! Bun găsit! Vești bune de la guvern. Într-adevăr, Cheche Otilo a anunțat că primăriile își vor primi banii necesari încălzirii pentru sezonul rece. Mai exact, Cheche Otilo, ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, a aprobat repartizarea către bugetele locale ale unor unități administrativ-teritoriale a celei de-a doua tranșe în valoare de 18 milioane de lei din subvenția de compensare a costurilor legate de achiziția gazelor naturale necesare producerii energiei termice în sistem centralizat pentru sezonul rece 2021-2022. Potrivit cererilor depuse până la această dată, suma repartizată este aferentă consumului de gaze naturale din lunile noiembrie și decembrie 2021, urmând ca la cererea administrațiilor locale să fie alocate alte fonduri în următoarele tranșe, a precizat chiar ministrul dezvoltării Cheche Otilo. Legea bugetului de stat pentru anul 2022 prevede 400 de milioane de lei pentru această linie de finanțare, a reiterat ministrul Cheche Otilo, subliniind că la mijlocul lunii ianuarie au mai fost acordate subvenții în valoare totală de aproape 42 de milioane de lei. Mulțumesc, Irina. Ministrul Sănătății dă asigurări că certificatul digital COVID va fi adoptat în scurt timp. Alexandru Rafila a transmis că documentul urmează să primească avizele necesare în cursul acestei săptămâni. El a mai adăugat că decizia va fi luată cu scopul de a controla pandemia. Apropo de certificatul digital COVID necesar pentru traversarea frontierei de stat a României, în cursul acestei săptămâni, într-un timp foarte scurt, va fi adoptat. Există încă câteva avize care trebuie luate și aici sigur că rămâne ca guvernul să emită o ordonanță care să stabilească și pe teritoriul României, așa cum este și în restul Uniunii Europene, condițiile de traversare a frontierei. Probabil că vom lua o decizie ulterioară de comun acord care să fie favorabilă controlului pandemiei și, bineînțeles, funcționării activităților economice și sociale. În urmă cu o zi, ministrul Sănătății spunea că cei care intră în țară nu ar trebui să-și facă griji cu privire la modificarea valabilității certificatului verde în momentul în care intră pe teritoriul României. Decizia adoptării documentului electronic va presupune aplicarea acelorași reglementări cu celelalte state membre care recunosc certificatul de vaccinare doar după efectuarea dozei booster. Condiția este ca de la încheierea schemei complete de vaccinare să fi trecut mai mult de 270 de zile. Utilizarea la nivel național a certificatului electronic COVID-19 va fi reglementată prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Totodată, Raed Arafat a anunțat că certificatul își va pierde valabilitatea după 9 luni de la completarea schemei de vaccinare, dacă posesorul acestuia nu face și doza booster. Parteneriatul economic al României cu Franța, de altfel unul de tradiție, își reia după 2 ani de pandemie întâlnirile business to business, în cadrul unui eveniment organizat de Camera de Comerț și Industria României. Vă spunem despre ce este vorba în câteva clipe, rămâneți cu noi. Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar va avea parte de o reorganizare. Guvernul a aprobat o hotărâre care va permite ca sistemul de învățământ, de la cel primar până la cel liceal, să se apropie de standardele cele mai înalte.
State precum Marea Britanie, Olanda, Franța și Finlanda vor fi luate ca exemplu în acest demers. Starea deficitară a sistemului de învățământ românesc preuniversitar a determinat guvernul să pună în sfârșit în aplicare mai multe măsuri de reparare. Concret, Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar va fi reorganizată în vederea modernizării, îmbunătățirii și adaptării educației la vremurile actuale. Așadar, Ministerul Educației a declarat faptul că în acest proces se urmărește o evoluție bazată pe modelul statelor precum Marea Britanie, Olanda, Franța sau Finlanda, care au sisteme de educație net superioare celui românesc. În acest sens, agenția va trebui să efectueze evaluări periodice în școli, iar mai apoi să propună idei de reformare care să îmbunătățească punctele slabe ale instituțiilor. Pentru prima oară de la înființarea ARACIP se vor convoca elevi, părinți și sindicate din Sistemul Național de Învățământ Preuniversitar drept observatori. De asemenea, vor fi organizate comisii consultative din care vor face parte cadre didactice sau cercetători români sau străini pregătiți în ceea ce privește educația. Printre altele, președintele ARACIP va fi ales în mod democratic cu 2/3 din voturile membrilor Consiliului, iar numărul de mandate va fi limitat la 2. Parteneriatul economic al României cu Franța, de altfel unul de tradiție, își rea după 2 ani de pandemie întâlnirile business to business în cadrul unui eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a României. Întâlnirea a avut ca scop principal consolidarea și dezvoltarea legăturilor comerciale bilaterale. În cadrul Uniunii Europene, Franța este a doua cea mai mare economie la nivelul anului 2020, conform Eurostat. Cooperarea economică româno-franceză se înscrie într-o relație istorică tradițională, țara noastră fiind principalul partener de afaceri al Franței în Europa de Est. Ca urmare, Camera de Comerț și Industria României a organizat un eveniment business to business mult așteptat de altfel după 2 ani de pandemie. Există multiple colaborări, dar asta auto e chiar cea mai importantă, pentru că oferă locuri de muncă la cel puțin 6.000 de mici întreprinderi românești. Deci aportul lor este foarte important. Este chiar un parteneriat strategic cu Franța. Astfel de evenimente accentuează importanța și îmbunătățirea comunicării cu parteneri de top precum Franța, fapt care conduce la consolidarea și dezvoltarea legăturilor comerciale bilaterale. Romania has been a long-term partner for France. So it's a very fruitful and important and trustful partner for French companies. We think that we can together with Romanian company develop more businesses, especially in the framework of the New Deal, the New European Deal, in such sectors as digital, ecological transition, energy efficiency. So there are a lot to do between French and Romanian companies in the upcoming years. We are certain of that. În România există la acest moment peste 10.000 de companii cu capital francez, generatoare de mii de locuri de muncă, dar și de investiții de miliarde de euro. Momente de panică pe aeroportul Heathrow din Londra. Un avion al companiei British Airways nu a reușit să aterizeze de la prima încercare la Londra. Vă arătăm mai multe imagini după publicitate. Momente de panică pe aeroportul din Londra, pe aeroportul Heathrow, un avion al companiei British Airways nu a reușit să aterizeze de la prima încercare din cauza vântului puternic provocat de furtuna Corey. Oh, he's got this one. He's lucky. He's got this one. Yeah, he's got that. Easy. Avionul se balansa violent în timp ce ateriza pe aeroportul Heathrow. Pilotul a încercat să aterizeze în ciuda faptului că aparatul era supus presiunii vântului, dar a decolat din nou după ce a realizat că avionul este pe cale să se răstoarne. Imaginile surprinse de platforma de live streaming, BigJet TV, au arătat încercarea dramatică de aterizare. Pilotul a reușit să aterizeze cu succes avionul abia la a doua încercare. Furtuna Corey a lovit luni părți din nordul Europei cu vânturi puternice care au atins până la 145 de kilometri pe oră în unele zone, potrivit Met Office din Marea Britanie. Da, atât la știri, vă mulțumesc pentru atenție, vin imediat datele despre vreme, iar de la fix se întâmplă acum cu Tudor Barbu. Pe curând!